Bine v-am prieteni! Da, o să sară iarăși tot felul de cretini, dar să știți că titlul reflectă realitatea. Președintele Zelenski ne-a scos din rahat. Da, a făcut pasul înapoi și a preferat să-și anuleze discursul în Parlamentul României, da? decât să vadă toată planeta, istericalele madamei șoșoacă și, evident, istericalele celor de la aur. Ăștia care, uite, m-am uitat de curiozitate pe pagina lor și am văzut că ăsta Simion care o dă cu vai, să ne împăcăm, că nu suntem antisemiți, că să ne întâlnim cu nu știu care, ambasador, etc. din Israel, n a condamnat un minuțel măcar, da, cu un cuvânt măcar, atacul teroriștilor de la Hamas asupra Israelului. Madame Șoșoacă, nici nu mai discută. Madame Șoșoacă, băi, Zelenski, ai curaj să te pui cu mine, am o scrisoare. Adică niște cocârleli de astea, niște cocalari, da, au ajuns în Parlamentul României. Și Zelenski, da, face pasul înapoi. Probabil a văzut și cine, Madame Șoșoacă, drumul ei dese pe la ambasada Rusiei, a văzut și cine Simion. A văzut că din păcate, sunt în Parlament, că există o parte de asta destul de ciudată a poporului, și o să spun poporului chiar dacă o să se enerveze câțiva, că poporul îi votează pe toți ăștia, pe cocalarii ăștia, da? a văzut că ăștia sunt în Parlament și că, băi, dar cresc în sondaje, băi, deci poporul român are partea de cocalari. Da, poporul ăsta care ce doamne, m-am născut poet, sunt foarte ospitalier, va, e juisesc când citesc Aminescu, Poporul ăsta are o parte acolo, da? de cocalar, de inept, de idioțenie, cumva ideologizată. Bă, când am citit știrea, mi s-a făcut rușine. Mi s-a făcut rușine și aproape că un sentiment de, de nu o să-i spun invidie, nu o să-i spun, un fel de de stimă spre ăia care astăzi luptă pentru țara lor și nu-și pun uh, numele în slujba Rusiei sau în slujba teroriștilor ăștia din Hamas. Am văzut că în Europa se poartă deja. Dobitocola de Melenchon din Franța, Jean-Luc Mélenchon, dar ăla are uh, a da, fost adică Franța nesupusă. Da laudă Hamasul și bubuie Israelul. Am văzut după ala, am văzut pe Guitereș de la, de la ONU, o chestie de asta de parcă vine dintr-un partid comunist, de fapt chiar de acolo vine, spunând, domnule, uh, nu e ok ce face Hamasul, băi, Israelul să vă băgați mințile în cap. Adică parcă lumea a luat o așa, rău de tot pe arătură. Știi de ce se întâmplă chestia asta? Pentru că lumea n-a fost atentă la liderii pe care îi alege. Noi n-am fost atenți când unul ca Simion, una ca Șoșoacă și o grămadă de alți dintre ăștia au intrat în Parlament. Pentru că nu avem instituții care să vină spună, băi Simioane ce spune legea, vine aici. De urechi, un șut în cur și la revedere. Madame Șoșoacă, prima dată merge la psihiatru, da? după aia vedem dacă trebuie tratament medicamentos, sau dacă nu trebuie tratament medicamentos, dar vedem totuși, pentru că știți ce faceți dumneavoastră spumițele alea oribile, istericalele alea din Parlament sau de pe unde le faceți nu sunt ok, nu sunt cumva compatibile cu ceea ce numim în societate un om normal dar s-ar putea să greșim noi politicieni, așa că vă ducem la un medic înțelegi? Și medicul ar fi pus un diagnostic, om vedea. Sau, ei pur și simplu și trântești de pereți tot ce înseamnă extremism. Pentru că, și ce se întâmplă? Sunt niște, deocamdată sunt zvonuri, auzitelea. Bă, mai fii atent ce vorbești la televizor. Vezi tu ce faci pe Facebook. Știi, să nu pățești. Deja mesajele astea se întețesc. Și nu doar la mine ses mesaje la oameni pe care i ai văzut la televizor combătând extremismul. Da? Încet, încet, partea aia neolegionară își va da arama pe față. Și o să vă spun cum s-a întâmplat în epoca legionară. A, nu, conducătorii, liderii legionari nu aveau nicio treabă, ea nu stăteau să dea cu bastonul dobit-o acolo de, de Zelea Codreanu, l-am pușcat pe prefect da, dar în rest, toate crimele, toate bătăile toate violențele au, făcut de, au fost făcute de simpatizanți încurajați noi așa de faptul că liderul dădea dreptate tâmpenilor lor, lipsei lor de creier în Europa da, există iarăși în Germania ai văzut, în Bavaria și în Hesse au câștigat extremiștii. În Franța l-ai văzut pe Melenșo făcând tot felul de aiureli. Încet, încet, parcă se, parcă se răzbună faptul că n-am fost atenți atunci când am ales. N-am fost atenți pur și simplu atunci când am spus, știi, în lumea liberă să vină și aia din Partidul Comunist. Sunt o grămadă de foști activiști din Partidul Comunist, ba din Africa, ba din Portugalia, ba din Mama Dracului, da? care astăzi ocupă funcții foarte, foarte mari în organismei organisme internaționale. Și știți ce fac ăia? Nu și-au uitat spurcăciunea de ADN comunist. Ei tot la modul ăla gândesc. Sigur, mai lirici, mai masturbatori, mai știi să fie pace, pace pe pământ, trăiască Ceaușescu, trăiască România. Toate porcăriile astea o să ne coste, băieți. Pur și simplu, dacă nu vor interveni niște legi prin care ai dreptul să te uiți în lege ca să interzici la un moment dat inclusiv libertatea de asociere atunci când și doar atunci când libertatea de asociere înseamnă celulă extremistă, celulă teroristă, celulă mai știu de care. Pentru că știi, Hamasul a fost și este păcăleala. Am de zile au mers cu miorlele, a, vrem pace, să româna, dați-ne voi, dați-ne voi, Israelul, apă, dați-ne electricitate, dați-ne de mâncare, băi, Uniunea Europeană, noi nu avem nimic, JCI si, aici, european, dă și mie ceva și au trăit din pomană. Adică să te gândești că, până în 30 de ani, șomajul este de 90% în Fâșia Gaza, șomajul general 40%. Sunt vreo 3 milioane, dintre care 2 milioane 100 trăiesc doar din ajutoare umanitare. Abia foarte, undeva la 17 18000 de, de oameni merg la muncă în fiecare zi în Israel să-și țină familie. Restul, mâna întinsă. Mâna întinsă și lumea a luat -o așa, a, da, Hamas, a fost adevăr că au ucis câțiva, mai, mai dau ei cu bombe, dar totuși trebuie să-i ajutăm. Nu băieți, nu-i ajuți. Nu îi ajuți. Te iei și spui, da, că dau ăștia exemple. Domnule, am fost eu în Londra și am văzut că în, în lutul sunt o grămadă de, de predicatori de ăștia islamiști care proferează și tot felul de, de violențe. Nicio problemă. L-ai luat de barbă, eject. L-ai ejectat. În Germania, da, se pune problema acum, după ce au fost acele, acele demonstrații pro-Hamas și împotriva Israelului, da? oameni care se bucurau pe străzi că, că, sunt uciși copii, că sunt uciși, ucise femei, dar în sfârșit un ministru din Germania pune problema așa, identificați, retrageți cetățenia dacă o au și expulzați. Dar n-ar mai trebui să stăm la discuții. Știi? Și cei mai, cei mai vehemenți ar trebui să fie, să fie migranții care vin cu bună credință pentru un job, care, care vor să trăiască într-adevăr normal. Oamenii care fug de moarte din țările lor, ăia nu vin cu gândul să-și apese pe buric, să strige către Allah, băi, zilele alea șapte sau cât or fi de fecioare, să se crăcească că vin eu, erectilul ideologic. Înțelegi? Ăia ar trebui să fie primii care iau atitudine. Am văzut în New York, băi, o fotografie mijenă, nici nu o să o pun aici, da? dar la televizor o să arăt ca să poți să-i bubui. Ok? Femei, femei pur și simplu urlând moarte, moarte evreilor, moarte... Bă, băieți, și voi mai stați pe gânduri? Identificată, retrasă cetățenia, primul avion în fâșia Gaza, să trăiești tu din ajutorul ăla, care s-ar putea să nu mai vină cel puțin din Uniunea Europeană și eu sper să nu mai meargă acolo niciodată ok, ajutorul la către Gaza, da? să trăiască acolo, să vadă cum e să stai fără iPhone-ul la ultimul model, pentru că am, în, am, ajuns în New York, eu muritoarea de foame din fâșia Gaza sau de unde mama dracule, am venit, da? și urlu moartea evreilor, da, cu moartea ai venit, du-te cu moartea ta, du-te că te-am pus pe primul avion și la revedere, du-te acolo și mâncă pământ, du-te acolo și stai să ceri de la cu tău ăla șmecher și deștept, da, nu-i așa, apă, adică te obligă pur și simplu să pui o barieră. În secolul 21, în care n-ar mai trebui să existe bariere. Pentru că secolul 21 a fost construit după cele două războaie mondiale ca fiind cumva o extensie a păcii de după al doilea război mondial. Ei bine, nu se poate. Și ei bine, intrăm și noi în hora asta tâmpită a, a, a țărilor care au un număr semnificativ de proruși în Parlament. Să știți că au mai fost proteste în Parlament. În Austria, când a vorbit Zărinschii. În Elveția. A mai fost un protest. Dar atenție: proteste decente. N-au fost istericale. Este pentru prima dată când Zelenski merge într-o țară și nu ține un discurs în Parlament. Ca să înțelegeți. În Europa, de câte ori a venit a fost primit bine. De ce? Și asta nu înțeleg șoșocarii, lupește, prăjit și simioniștii și tot felul de auriști. Pentru că, nu, îți trebuie, îți trebuie un pic să pui mâna pe, pe carte, îți trebuie un pic de școală, nu poți să stai numai în bătăi și în alcool și după să zici, băi, eu sunt hauristul. Uh, Înțelegi? Lumea înțelege un lucru. Ok, îți place de Ucraina sau nu îți place de Ucraina? Nu poți să spui vai ce democrație e în Ucraina, și aia săracii, uite cum sunt bombardați de ruși. Însă tu poți să vezi altceva. Că un stat independent, așa cum a fost el, cum a fi fost, da? cu bune și cu a fost invadat de un alt stat care îi reclamă pur și simplu existența. Voi, ucraineni, nu existați. Și ar trebui să mergem mai încolo. Băieți, țările române, Valahia și Moldova, au trecut prin aceleași tremolouri. Potemkin la pe care l-ați văzut în filmul la celebru, visa practic ca astea două să fie gubernie. Kiselev, mă rog, pe numele franțuzit, Kiseliov, visa la fel. Dacă nu credeți, întrebați-i pe cei din țările baltice, care au fost entități și țări, secole la rând, da? și dintr-o dată a venit Rusia peste voi nu existați, voi sunteți noi, noi suntem voi. Înțelegeți? Noi suntem peste voi. Voi nu aveți dreptul să comentați. Polonezii au pățit-o de trei ori. Toată lumea a pățit-o. Dar nu toată lumea are lipsa de memorie pe care o avem noi. Să vii să mai votezi cu istericii ăștia care practic te fac derahat. Că o să bubuie toată presa. doamne, n-a mai putut să țină președintele ucrainean. Ăla care luptă și pentru România până la urmă, că dacă pică Ucraina, o să ai graniță cu rusul, românule cu râmare. Da? Și o să vezi tu atunci ce înseamnă asta, tremolouri economice și ajungi și tu pe meniu. Înțelegi? Deocamdată ești la masă. Ești la masă, aștept să, vină ospătarul să-ți comanda, friptură de vită, sos de piper alb, vă rog frumos, și niște, niște rucol acolo, dacă aveți, sau niște sparanghel, dar să fie așa la grill, spui tu. Ei bine, să vezi când ajungi tu pe meniu cum este, că de câte ori au fost rușii peste tine, mai românule cu râmare, ai aș fost pe meniu. Și după a du te și votează pe șoșoacă, eventual pupăl l în și pe Cuzmin, pe ambasadorul Rusiei, da? că astea trebuie spuse și trebuie spuse franc, trebuie spuse în față. Înțelegi? Pentru că nu pur și simplu avem un deficit, o dizabilitate culturală în a ne înțelege propria istorie. Și când ai mințit tot timpul, despre trecut. Când o fandosești așa cu Șoșoacă și cu Simion în prezent, să fii sigur că nu știu cum va fi viitorul. Dar eu bag seama că oare fost să septică. Vă spune ceva?